Angiosperme, arbori din pădurile de foioase. Resurse educaționale pentru clasa a 5-a. Hei, vă salut! Eu sunt Merlin și vă invit azi să-mi vizitați casa, pădurea de foioase. Locuiesc aici de mai bine de 300 de ani. Dacă vă întrebați ce sunt foioasele, vă spun eu. Sunt arbori și arbuști a căror frunze cad în fiecare toamnă. Haideți să vă prezint azi câteva informații legate de stejar. Stejarul este un arbore falnic, mare iubitor de lumină, cu ramuri puternice, noduroase și o coroană foarte bogată. Scoarța copacului este brun-negricioasă, aspră și adânc brăzdată. Stejarul formează singur păduri care se numesc stejărete sau în amestec cu alte specii de foioase, în zona de câmpie și de deal. Frunzele de stejar prezintă un pețiol scurt, ele fiind mari și pieloase și lobate. Toamna se usucă, dar multe nu se vor desprinde din copac. Pe unele frunze de stejar se pot observa, din loc în loc, niște umflături. Umflături care se numesc gale. Ele apar din cauza înțepăturilor unor insecte, viespi, care își vor depune ouăle în acestea. Stejarul este o plantă unisexuat monoică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că florile sunt de sexe diferite și se găsesc pe aceeași plantă. Florile bărbătești sunt formate din sepale și numeroase stamine cu mult polen, fiind grupate în inflorescențe numite mățișori. Florile femeiești, alcătuite din sepale și pistil, au forma unor mugurași. Polenizarea se face de obicei cu ajutorul vântului. Fructul stejarului se numește ghindă. Având la bază o cupă lemnoasă cu solzișori, iar în fruct se găsește o sămânță foarte bogată în grăsimi și în amidon. Ghinda este folosită de-a lungul timpului în hrana porcilor, fiind foarte apreciată în special de porcii mistreți, dar și la confecționarea unor obiecte de decor. Fagul, teiul, castanul, carpenul, mesteacănul, arțarul, ulmul și frasinul sunt doar câțiva alți arbori din pădurile de foioase. Căutați informații despre aceștia sau despre alți arbori din pădurile de foioase și realizați o prezentare multimedia sau o planșă despre aceste plante. Vă doresc spor la lucru! Vă mulțumesc pentru vizită și vă mai aștept! La revedere!